Da. Cât aveți primă la federație, Andrei, pachetul de meciuri? La națională? Deci, jucătorii au luat la calificarea pentru campionatul european cred că 160 de 140 sau 160. Da, am luat și eu atunci. Bine, luai în funcție numărul de meciuri. De euro? De euro. De căciulă? Da, da, da. Brut sau net? Dar trebuie să joci net, toate meciurile. Net, net, da, da, da. Pentru toată campania la calificare. Pentru toată campania și asta este suma pe care au luat-o cei care au jucat toate minutele. Au fost Chiricheș, Dragoș Grigore, parcă ții minte că au fost. Au fost puțini totuși care și au luat. Și acum, cât au băieții? Păi același algoritm. Uh-huh. Deci se respectă același păi algoritm. Cât se încasează dacă mergem la euro? Păi, pentru campania asta nu se știe, dar de regulă e o sumă în jur de 8 milioane de euro. Bun, și jucătorii au jumate sau cum? Nu, există un algoritm, da. Dar cert este că toate cheltuielile la precedenta campanie, primele jucătorilor, antrenorilor, deplasările, toate cheltuielile astea au însumat vreo 5,5 milioane. Mai mult de în jumate. Care jucătorii cred că au luat 3,3, dacă mi-aduc aminte. Uh-huh. Deci mai mult de jumătate. Mai mult de jumătate se cheltuie. Da, da, da. Din care jucătorii au luat 3,3, mai puțin de jumătate. Care sunt celelalte cheltuieli? Iar deplasările la meciuri, avioanele, charterele, le băgăm la suport de jucători. Dacă nu. 3,3 sunt numai banii jucătorilor. Până la 5,5 sunt cheltuielile celelalte cheltuieli. De unde se plătească federația? Nu a venit Burleanu cu bani de acasă acum, serios? Păi nu, am înțeles, dar zic că cât luau jucătorii. Deci jucătorii iau în jur de 30%, nu? Din cam suma, așa e mai bine de 30%, 40% cam așa. Și a venit cam 140-150 de mii de euro de jucător, nu? Pentru cel care a jucat toate minutele, nu? Ei au făcut ei un algoritm al lor, jucătorii, pentru că au dorit să ofere sume importante, inclusiv celor care n-au jucat. Uh-huh. Adică care au fost în lot, s-au antrenat cu ei, pentru că ei au spus, domnule, ne-au ajutat pur și simplu ca noi să ajungem acolo. Deci tot undeva la vreo 3 milioane ar trebui să fie primele pentru jucători la același algoritm și acum pentru euro. Probabil 3 milioane jumate, că atunci au fost 7,8 parcă milioane de euro. Acum cu cât să ducem mai sus? S-ar putea să fie 90 acum, nu? Da. Și atunci să se ducă spre 4 milioane undeva. 4 milioane, 4 milioane și ceva, da. Da, primele care le împar jucătorii. Jucătorii.